Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la emisiunea Conexiuni. Înainte de a trece la dezbaterea subiectelor propriu-zise, vă propun tradiționalul nostru editorial. Sfârșitul istoriei după Fukuyama nu a mai sosit. Dimpotrivă, apariția liberalismului militant în țări până mai ieri democratice, un populism strident îndreptat împotriva migrației și, în general, împotriva străinilor, reprezintă o revenire la naționalism și intoleranță. Europa și SUA, de mai multe decenii, au alimentat divergențele și conflictele din Orientul apropiat, inclusiv prin livrări de armamente și ignorarea violării drepturilor omului de dragul obiectivelor geostrategice. Acum însă, cu un Trump la Washington și mai mulți emuli, în special în Europa Centrală și de Est, există oare vreun temei pentru o atitudine superioară? Indiscutabil, țările din Orientul apropiat, în cele mai multe cazuri, au ales elite conducătoare care au persecutat opoziția, au subminat libertățile fundamentale și uneori pur și simplu au asasinat populații întregi, punând un mare semn de întrebare vis-a-vis de capacitatea statelor musulmane de a guverna democratic. Regiunea în cauză este foarte complexă și dificilă de înțeles, cu o istorie de mai multe milenii și cu ramificații politice, culturale și sociale imprevizibile. Din aceste considerente, ar fi necesar să încercăm să înțelegem cel puțin lucrurile fundamentale care determină evoluția politicii din țările Orientului apropiat. În acest context, să urmărim primul material despre conferința recentă de la Varșovia dedicată Iranului. You can't achieve peace and stability in the Middle East without confronting Iran. It's just not possible. Această declarație de presă a secretarului de stat american Mike Pompeo a dat tonul conferinței de miercuri de la Varșovia privind securitatea în Orientul Mijlociu. There are Mawadi influence in Lebanon, in Yemen, in Syria, in Iraq. Three agents, the Houthis, Hamas, and Hezbollah. These are real threats. There are others as well, but you can't get peace in the Middle East without pushing back against Iran. Iranul nu a fost invitat la conferința organizată de Statele Unite, în timp ce majoritatea țărilor europene au trimis doar responsabili de rang secund. Potrivit analiștilor, mulți lideri europeni au lipsit din cauza poziției dure adoptate de Washington față de Teheran. Mike Pompeo și vicepreședintele american Mike Pence au cerut din nou la Varșovia aliaților europeni să se retragă din acordul nuclear cu Iranul, țara pe care au numit-o cel mai mare pericol din regiune. The time has come for our European partners to stand with us and the Iranian people. To stand with our allies and friends in the region. The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal and join with us as we bring the economic and diplomatic pressure necessary to give the Iranian people, the region and the world the peace, security and freedom they deserve. Washingtonul e nemulțumit că Germania, Franța și Regatul Unit au lansat luna trecută un instrument financiar pentru a ajuta companiile europene care au afaceri în Iran să evite sancțiunile americane. They call this scheme a special purpose vehicle. We call it an effort to break American sanctions against Iran's murderous revolutionary regime. Mike Pence a avertizat Uniunea Europeană că menținerea comerțului și afacerilor cu Iranul o va slăbi și o va distanța și mai mult de Statele Unite. Pe de altă parte, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat presei la Bruxelles că păstrarea acordului nuclear cu Iranul e necesar pentru a nu permite Teheranului să dezvolte arme nucleare. It's to avoid that Iran can develop a nuclear weapon, and we see it's working. So for us, it's a matter of priority to keep implementing it at full. On other issues, we can work very closely together with the United States. Președintele american Donald Trump a decis anul trecut să retragă Statele Unite din acordul nuclear iranian, acuzând Teheranul că încearcă să dezvolte arme nucleare. Liderii europeni susțin însă că Iranul respectă acordul care garantează ridicarea sancțiunilor economice în schimbul angajamentului său de a se limita strict la dezvoltarea unei industrii nucleare civile. Vom discuta subiectul în cauză, dar și alte subiecte, împreună cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza, și cu invitatul nostru special, domnul Mohamed Difard, doctor în științe politice. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Ne pare foarte bine că vă avem astăzi în calitate de invitat special. Dumneavoastră sunteți născut în Iran, din câte înțeleg, în aproape de orașul Shiraz, în provincia Fars, la sudul Iranului, și cunoașteți foarte bine situația din Iran și din regiune.
Puteți să ne spuneți pentru noi și pentru telespectatori care este, în câteva cuvinte, dacă este posibil, care este problema și care este conflictul de milenie între Shia și Sunni, care determină, de fapt, într-un fel oarecare și conflictul care există între țările musulmane de regiune? Eu, fiind de mai mult timp în zona României, exact, probabil un pic o să vorbesc sau o să am o gândire mai mixtă. Mai mixtă. Și atunci prefer mai mult să fac o rădăcină a ceea ce se întâmplă. Exact. Pentru că este în corelație directă cu noilor ordine globale, mondiale, uh-huh, și securitatea mondială. Problema nu este între șiiți sunniți, problema nu este în lumea musulmană, problema nu este în lumea creștină, problema nu este în Europa, problema nu este în Trump. Și unde este? Problema este per, per total, e o altă epocă, e o altă etapă a vieții umane. Exact. Puterea sau ordinea onipolară după căderea Uniunii Sovietice prin reprezentarea Statelor Unite nu mai poate să ducă mai departe și atunci, oricum, lumea trebuie să aibă securitate. În contextul respectiv, noi căutam noilor mijloace și noi actori. Acum, toate luptele se duce în două nivele. Unu, nivelul actorii principali care vor să asigure ordinea mondială, și asta putem numi Statele Unite, Rusia, actualmente China. China, dar China este specific și nu cred că o să aibă o influență în mod direct prea mare. Mm. În mod indirect, eu sunt de acord, este un actor foarte important, dar printre actorii principali care numesc Europa, Statele Unite și Rusia, cel puțin. Avem partea secundă, actori regionali care fără ei și regiuni care sunt extrem de important în acele contexte de securitate internațională. Hai să revenim la reportajul care a fost de la Varșovia. Da. Deci acolo a fost vorba despre Iran, chiar absolut, dacă Iran n-a fost prezent acolo. Da, taman asta vreau să ajung. Zona Orientul Mijlociei, exact, are toate calitățile necesare pentru o lume întreagă, adică aspectul geopolitic, geoeconomic, geostrategic, cele trei, prin căile comerciale maritime, prin zăcamentele și prin concept, rădăcină, cultural și gândire. Acum, acele probleme care ați întrebat dumneavoastră, că vreau să ajung acolo să vă răspund neapărat, problemele între șiiți sunniți, apare că așa cum actualmente este o luptă acerbă între americani și europieni pentru a-și găsi un loc în noilor ordini mondiale. Și Rusia, pe de altă parte, sigur, și Rusia, Rusia deja era clar și până acum. Dar acum deja este extrem de evident și între europeni și americani. Partea cealaltă în Orientul Mijlociu, pentru că este o zonă extrem de importantă, sunt două puteri. Iranul, Turcia, într-o parte sunt, care pretind la ceva. Partea cealaltă sunt țările Golf, țările, exact, arabe, Emirate, Arabia Saudită. Arabia Saudită, da. Acum, aici intervine că și sunnițul nu are nicio legătură cu chestiile astea. E vorba de supremație la putere, dar țările arabe care sunt reprezentate prin religie sunnită, Iranul, din punct de vedere religios, este religie șiită. Eu personal provin din familie sunnită, mm-hmm, și nu am că se înțeleagă lumea, dar Iranul majoritar sunt șiiți. Mm-hmm. Acum, în noilor ordine mondiale, pe de altă parte, este o necesitate sau văd factorii principali acele schimbări și dezvoltarea religiei musulmane. Și de aici este folosite cele două pentru că se ducă o reformă a islamismului din interior,
Și atunci ce o să fie mai, cel mai bun factor pentru ei? Ce este? O să lupte ei între ei. Și atunci de aici a apărut acele grupări care este și ați... În editorial dumneavoastră mi-a plăcut foarte mult, foarte interesant, chiar absolut corect ceea ce ați spus. Tot ceea ce se întâmplă nu a fost, pentru că lumea asta șiit-sunită au stat mii de ani, o mie și ceva de ani împreună. Eu vreau să spun nu numai asta, cer scuze dacă vorbesc prea mult, chiar... Nu să vă întrerupem dacă... Da, da. Eu am locuit într-un cartier cu evrei. Exact. Am crescut mai și nu v-ați bătut, și nu v-ați bătut. Nu am avut, cei mai buni prieteni am avut, cea mai mare iubitoare care am avut după mama a fost o femeie evreică care era vecina mea. Uh-huh. Și până la momentul înainte de a muri, când nu m-a văzut, se spune la sora unde se spune măcar să-mi dea un telefon să vorbesc, că am sunat de aici. Uh-huh. Am crescut cu creștinii. Uh-huh. Cartiere întregi de creștini cu zarauștriștii, adică deci toleranța are o anumită tradiție în Orientul Mijlociu. Nici nu se discute, doar că contextul securității internaționale, factorii de decizie care erau, exact, ei au considerat trebuie să fie reformare. De ce? Pentru că capitalismul are nevoie să fie societate reformată anti-ideologică. Și atunci aici ei nu aveau putere să lupte cu lumea musulmană, au încercat prin revoluțiile primăvara arabă care au încercat și au văzut că nu se poate și atunci au început acele lupte să creeze statul islamic, să creeze... Domnul Mohamed Difard, ați menționat revoluție, dar eu vreau să fac referință la altă revoluție, nu la revoluțiile arabe, ci la revoluția islamică care a avut loc acum 40 de ani în urmă și luna trecută a fost sărbătorită în Teheran, chiar dacă a plouat trecută și a fost frig, dar am văzut sute de mii de oameni care au sărbătorit căderea șahului, așa, nu? Am vedere în piața centrală, au fost așa, sute de mii. Da. De atunci pornește și atitudinea cumva negativă a iranienilor față de Statele Unite, că a susținut pe Shah, sau de unde pornește atitudinea asta care o are față de America, Iran și față de Israel în același timp? La nivel ideologic, nu la nivel personal, că dumneavoastră am înțeles că ați avut o iubită evreică, asta am clarificat că sunteți tolerant. Dar mă refer la nivel ideologic și la nivelul țării. Nu cred că problema de acolo este. Vorba de aspirații. Iranienii erau cei mai buni prieteni a americanii. Exact. Până în 79. Exact. Dar că americanii respectau pe iranieni cât au respectat. Momentul când au început, iranienii la urma urmei au o tradiție, au tradiție milinare, au anumite așteptări. Exact. Ei nu cer altceva decât niște respect. Uh-huh. Respectul pentru iranieni este extrem, pe prim plan. Poți să nu dai nimic, doar să-l respecti. Dar eu cred că au sublimat, aici a fost poate, au cel puțin ce cât eu simt de la iranieni, americanii au sublimat dreptul iranienilor de a lua proprie decizie și s-au băgat prea mult în viața oamenilor și prea mult s-au băgat pe sufletul oamenilor și au luat diferite decizii în locul lor, inclusiv revoluția islamică care a fost contrariu. A fost decizie, cunoașteți foarte bine, probabil, conferința întâlnire de la Guadalupe, unde s-au întâlnit cele mari patru putere pe atunci, europene, americane, și au luat decizie că nu mai ajutam pe șahul Iranului. Exact. Și de atunci a căzut... Domnul Mohamed Difard, spuneți lucruri foarte interesante. Ați vorbit despre actorii regionali, actorii globali, care într-un fel sunt implicați în această confruntare la nivelul Orientului Mijlociu, dar nu ați pomenit Israelul. Ați vorbit de Iran, ați vorbit de Turcia, ați vorbit de țările arabe. Israel totuși este un actor foarte important în regiune și este foarte interesant cum a evoluat și cum evoluează la moment relația Iranului cu Israelul în contextul Orientului Mijlociu. Cum vedeți? Oare noi putem discuta despre un Israel independent? Israelul, știți foarte bine, este o creație.
și mereu a fost folosită de diferite puteri. Israelul, dacă scoți americanii din Israel, dacă scoți englezii din Israel, dacă scoți câteodată europenii din Israel, la revedere. Nu mai poate o să vorbim despre Israel. Totuși, nu putem vorbi despre o putere. Nu. Nu putem. Nu putem discuta despre o putere, pentru că o putere trebuie existe de la sine. Iranul a existat și va exista. Totuși, Israelul este o putere creată din conjunctură. Dar ea există, de fapt, sigur, există astăzi o țară. Dar puterea Israelului depinde de puterele mondiale. Depinde cine îi susține. Pentru asta și este extrem bine, de important. Bine, și Assad a depins de Federația Rusă, că a intrat în Siria și l-a ajutat să fără stea la putere. Poate. Pentru asta și nici nu discutam. Aici și spun. Da. Sunt anumite putere. Turcii sunt turci. Sunt putere acolo în regiune. Nu putem. Arabia Saudită de mult pretinde. Are și mulți bani. Dar astăzi s-au strâns toți, că ați discutat despre conferința care era summit-ul, întâlnire din Varșovia. Exact. Da? Uitați, au încercat să adune toate țările arabe, toate. La urma urmei a fost un bătjocuri. Adică au ajuns atât de grav că ați văzut astăzi Trump ce a declarat. Nu știu dacă ați citit ceea ce a declarat pe Twitter. Twitter. La adresa europeni. Mm-hmm. Așa vă puneți cu mine, pentru că frustrarea asta de la conferința asta care a fost și ceea ce a fost acum în munte. Dar credeți că vor avea efect sancțiunile asupra Iranului, sancțiunile americane? Cu siguranță, asta și că vreau să spun. Nivelul vieții scade totuși, sigur, înțeleg sigur, că iranienii suferă. Pentru că astea sunt instrumentele noi. Eu am vrut și la noilor ordine mondial. Acum, pe partea cealaltă, se lupte despre cine să fie actorul principal, cine să fie actorii secundari, unde Iran, Turcia, țările arabe o să intre acolo și Israelul, cu siguranță, ca un stat unde este susținut, are un rol extrem de important în stabilitatea care poate să fie. Pe de altă parte, se schimbe și niște instrumente. Instrumentele deja astăzi nu mai este armată, tancuri, nu știu, rachete balistice. Pentru asta și Trump a făcut ce a putut, că poate să facă acordul cu Coreea de Nord. Să facă acum toți Europa și Statele Unite încearcă să forțeze pe Iran să renunțe la programul nuclear. Rachete balistice. Nuclear. Pentru că asta, da, nuclear și rachete balistice. Partea cealaltă, sancțiunile sunt întoi. Asta e cea mai bună armă care au. Cu siguranță a afectat viața oamenilor, afectează statul, lumea cu adevărat o să fie nemulțumit, dar contrariu ceea ce gândesc marele puteri, eu spun ca un om care cunosc mentalitatea iraniană. Din contra, asta mobilizează pe iranienii. Americanii, dacă vor să înțeleagă, o să înțeleagă pe politicile externe ale englezii, că ei sunt foarte înțelept și cunosc foarte bine zona. Știți ce spun? Spun că dacă nu vrei revoluție împotriva ta, lasă pe iranienii să moară de foame. Dar pe arabii dai să mănânce, să aibă ce mânca. Uite, asta dar vicepreședintele Pence a declarat și în cadrul summitului la Varșovia că această reuniune, de fapt, nu vine să, într-un fel, să submeneze cumva autoritatea Teheranului, nu este orientată spre schimbare de regim în Iran. Cum credeți? Pe de altă parte, tot săptămâna aceasta am avut la Sochi un summit, într-un fel alternativ. Vom avea și un reportaj. Summitul liderilor la Moscova, Teheran, Ankara. Cum vedeți totuși elementul sau poziționarea Statelor Unite? Care este adevărat obiectiv al Statelor Unite în retragerea din acordul nuclear cu Teheranul și în ce măsură Iranul totuși mizează pe sprijinul relațiilor cu Turcia, cu Federația Rusia în a asigura această contrabalanță? Eu nu cred că iranienii în total își pun baze pe vreo putere. Bază, ei încearcă să creeze acolo neontru, așa cum a spus colegul, după 40 de ani, în
Eu chiar m-am mirat. Atâte sancțiuni și atâte probleme care sunt, au ieșit sute de mii de oameni și asta înseamnă ceva. Chiar dacă o să fie adus așa, nu contează, da? Dar ați dat, chiar în întrebarea dumneavoastră, e un cuvânt cheie, e foarte important. Obiectivul american, credeți că ei știu ce obiectiv au? Nu știu. Ei se retrag din Orientul Mijlociu. Ce obiectiv au? Ani de zile au cheltuit miliarde de dolari în Afganistan, inclusiv copiii noștri români, și au pierdut vieți și au rămas văduve, au rămas copii fără părinți, au rămas oameni fără picior, fără mâini, care acum avem actualmente, da? Și acum se duc cu cine? Cu acei ucigași care au ucis soldați români, soldați americani, stau la masa la negociere și ei negociază. Poftim, borse. Din Siria, cât s-au murit? Nu numai acum, o lună în urmă au murit cât soldați americani. Da? Ei se retrag de acolo. Dar cine știe care e politica americană? Oare cineva știe? Oare dacă o să întrebați asta pe însuși președintele Americii, știe ce vrea să facă? Aici este problemă, că dacă noi nu avem un program, cum vrem să facem ordin? Dar totuși, acordul nuclear cu privire la Iran, semnat între SUA, statele europene și Teheranul, prezenta acest program, și retragerea SUA de la acest acord cu prezența Europei în acest Iulian, acord? Domnule Mohamed, de fapt, eu propun să revenim la întrebarea asta, te rog să nu uiți, după ce urmărim următorul reportaj despre reuniunea care a avut loc la Sochi. Președinții Rusiei, Turciei și Iranului au salutat intenția liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a retrage trupele americane din Siria. La summitul trilateral care a avut loc joi la Sochi, președintele rus Vladimir Putin a declarat că plecarea celor 2000 de militari americani va contribui la depășirea crizei siriene. Если это будет так, то единственным верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил. În pofida relațiilor prietenoase afișate de liderii Rusiei, Turciei și Iranului, observatorii politici au semnalat disputele dintre părți pentru controlul asupra regiunilor cheie din Siria. Kremlinul exercită presiune asupra Ankarei pentru a nu se opune unei ofensive în Idlib, provincie din nord-vestul Siriei controlată de teroriști. Ankara apără militar această provincie, fiind îngrijorată că populația de aici va migra spre Turcia în cazul unui atac armat. Pentru a preveni un asemenea scenariu, președintele turc Recep Erdogan a trimis trupe la Manbij, formând o zonă tampon în nordul Siriei. Totodată, el vrea să îndepărteze de la granițele sale sudice milițiile kurde, care vor rămâne fără apărare în cazul retragerii militarilor americani. Sayın Trump'ın aldığı karar gerçekleşmesi halinde son derece önemlidir. Çekilme sürecinin PYD, YPG ve DAEŞ'in istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır. Astana platformu kapsamındaki işbirliğimiz temelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme sürecinde Rusya ve İran'la yakın eşgüdüme önem veriyoruz. Președintele iranian Hassan Rouhani l-a îndemnat pe omologul său turc să se abțină de la un atac asupra curzilor în nord-estul Siriei. Potrivit lui Rouhani, curzii trebuie priviți ca partea poporului sirian. Președintele Iranului și-a declarat în același timp susținerea pentru inițierea unei ofensive asupra teroriștilor din Idlib, așa cum vrea și Rusia. اون چه به معنی آتش بس و کاهش تنش وجود داره در ادلب موقت ادلب حتما باید پاکسازی بشه تروریست ها باید بیرون رانده بشن و برگرده به دامن حاکمیت ملی سوریه Participanții la summitul de la Sochi au convenit asupra unor măsuri suplimentare pentru a stabiliza situația din Idlib, singura zonă controlată în prezent de grupări teroriste. La rândul său, Recep Tayyip Erdogan a propus organizarea următorului summit trilateral în Turcia. Negocierile dintre Rusia, Turcia și Iran pe tema Siriei le-au umbrit treptat pe cele mediate de Organizația Națiunilor Unite, iar potrivit analiștilor, retragerea trupelor americane va înclina balanța puterii în regiune în favoarea Moscovei. Eu vreau să revin la întrebarea pe care a început să o pună Iulian și în ce privește retragerea din acord a Statelor Unite. Pe de altă parte, vreau să fac conexiunea și cu ce spuneam anterior, au căzut și standardele de viață ale iranienilor.
Cum credeți în situația asta destul de dificilă pentru Iran și în implicarea în Siria, că sunt și acolo mulți soldați, în primul rând din unitatea de elită El-Quds a gărzilor revoluționare islamice? Până la urmă, ce se va întâmpla? Că l-am văzut și pe președintele Rouhani. Credeți că Ayatollah îl va demite pe Rouhani? Va fi Rouhani în continuare președinte? Ce se va întâmpla cu elita politică din Iran? Cum va reacționa? Ce va fi în continuare cu Iranul? Va reuși să facă față? Eu cred că elita politică iraniană are o cultură politică, cel puțin, mult mai mult decât cei care astăzi pretind și vor să conducă lumea întreagă. Cel puțin ei pentru zona lui, statul care a fost încredințat, eu cred că se va descurca. Și grija mea este nu că dacă politicienii din Iran nu o să descurcă, poporul o să aibă dreptul și cred că au maturitatea respectivă să o să sancționeze. Dar grija noastră este că astăzi ce ne facem cu acei politicieni care și au responsabilitate pentru o securitate internațională și nu știi dimineața spun unul și seara altă. Fac la orice emoție amenințe și pe cei mai apropiați aliați. Fac atâtea probleme și atâtea nesiguranță creează la nivel de relații internaționale, unde încalcă grav acele instituții internaționale care este rezultatul milioane de morți, oameni buni. Unu, știți ce înseamnă a fost? Noi am fost nevoit să sacrificăm milioane de vieți că o să creăm unul. Și acum o să vină cineva pentru un moment că așa îi place lui, o să ignore tot ceea ce este acolo. Acordurile internaționale, dreptul internațional este rezultatul maturității clasei politice la nivel mondial. E adevărat, dar pe de altă parte, domnule Mohamed Defar, dumneavoastră știți foarte bine, sunteți și doctor în științe politice, că actorii care au pondere însemnată în relații internaționale, de foarte multe ori decid ei regulile care sunt, după care trebuie să se conformeze și ceilalți. Da, eu sunt de acord. Dar eu vreau să vă întreb, în afară de Statele Unite, că la Statele Unite v-ați referit în cele ce ați spus, vreau să vorbesc și despre Rusia, care ați văzut reportajul din Sochi, joacă un rol tot mai important în regiune. În Siria l-a ajutat pe Assad, uneori ajută Israelul, uneori ajută Iranul și nu este foarte clar ce face de fapt Moscova. Este un jucător destul de puternic și trebuie să recunosc că are o anumită abilitate și capacitate să realizeze proiecte pe care și le pune. Da. Cum credeți, care va fi rolul Moscovei în continuare? Da. Nu trebuie să uităm. Bărbatul și cel care este în devenire bărbăției. Rusia este în devenire o mare putere după colapsul sovietic. Nu este încă mare putere și atunci pentru asta eu nu merg pe degetul și acuzațiile care, așa cum ați spus dumneavoastră, eu fac și așteptările care eu am de la americani. Sunt mai mari. Cu siguranță, pentru că ei și-au luat rolul respectiv de a avea grijă. Dar sigur că Rusia își urmărește interesele proprii. Cu siguranță, cu siguranță, dar Rusia încă este un adolescent, Iulian. Este un adolescent în legătură, vrea să devine bărbat. Și bravo că își caute diferite femei, diferite parteneri, diferite, că își exercite și se vede cum este forță. Și i-a mers foarte bine până acum. Dar vorbim despre Uniunea Europeană, care astăzi este exact acel partener credibil al Iranului, prin menținerea sa în cadrul acordului nuclear, prin menținerea relațiilor comerciale, prin evitarea sancțiunilor care sunt impuse de Statele Unite, prin efortul respectiv, care într-un fel sau în altul, practic, din punct de vedere al SUA, ar submena această relație transatlantică. Ce părere aveți? Și, de fapt, Iranul, în ce măsură privește Europa ca și partener credibil de viitor?
în comparație cu Rusia și Statele Unite. Eu cred că Europa întotdeauna a fost un partener credibil pentru toată lumea. Eu cred că dacă mai lăsăm pe seama americani, o să creadă că Cristof Columb a venit, a descoperit Europa. Și el e american. Dar totuși nu trebuie probabil să confundăm. Nu trebuie să confundăm, vedeți că eu cred că vă dați seama că eu cred că americanii încurcă aici ceva. Dar a fost conjuncturar Europa o perioadă, bine, s-a aliat și cu rușii, s-a aliat și cu turcii câteodată, s-a aliat, dar niciodată identitate și putere care a avut, vă dați seama că e vorba de milenii, nu s-a pierdut. Este leagănul două mari imperii, grec, roman, după aia austro-ungar. Noi nu putem discuta tradiție care este acolo și rădăcină care este, abia europenii vor să-și regăsească. Și cum vedeți rolul Uniunii Europene astăzi? Eu cred că astăzi și acum merg lucru. Acum e excelent. Este excelent. Ei știu foarte bine, joacă foarte bine. Înțelepciunea europeană, dacă nu era până acum, eu cred că securitatea internațională deja era la pământ. Eu eram aici. Noi vom reveni la înțelepciunea europeană, că este așa o misiune interesantă. Acum însă avem un Skype cu Cătălin Gomboș. Bună seara, Cătăline! Bună seara! Ne pare bine că ești cu noi în această seară. Vreau să te întreb, care sunt efectele retragerei americanilor care a fost anunțat acum recent din Siria, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, primul mare efect al retragerii americane vizează curzii, din păcate, sunt din nou trădați la un foarte scurt timp, pentru că ne amintim că în urmă cu doar un an și ceva, și curzii irachieni care au avut o tentativă de independență și s-au bizuit începând cu 1991 pe Statele Unite, au fost practic lăsați din brațe. Același lucru se întâmplă acum cu curzii sirieni, care devin mult mai vulnerabili la presiunile Turciei, și să vedem fără aliați ce vor putea face. Primele semnale au fost deja date, curzii au început să se îndrepte, să deschidă un dialog cu guvernul lui Bashar al-Assad, deci poate va fi o soluție în sensul acela de federalizare a Siriei, dar aceea încă este departe pentru că a fost respinsă până acum de Damasc. Au avut loc, știm, în urmă cu câțiva ani înainte de a începe marea ofensivă împotriva statului islamic, au avut loc chiar și niște contacte între curzii sirieni și Federația Rusă. Așadar, acesta este un prim efect. Un al doilea efect: prin retragerea Statelor Unite, Siria practic este cedată, abandonată Iranului și Federației Ruse. Statele Unite oricum au ratat niște mari șanse de a interveni în sprijinul rebelilor sirieni, și mă refer aici la rebelii sirieni moderați, care la începutul războiului civil sau al revoluției, cum îi zic ei, reprezentau partea dominantă înainte de apariția statului islamic. Ne amintim că a fost o pleiadă de linii roșii depășite, folosirea armelor chimice de către guvernul sirian depășite de acesta cu impunitate. Am avut doar la un moment dat, de când a venit Donald Trump, o intervenție americană firavă în regiune, un atac cu rachete care practic nu a afectat foarte tare Damascul. Însă această retragere din Siria, trebuie să precizăm acest fapt, nu ar însemna decât o revenire într-un fel la status quo-ul anterior, pentru că Siria a fost întotdeauna aliată cu Rusia și înainte de alianța cu Federația Rusă a fost aliată cu Uniunea Sovietică, care știm că a sprijinit Damascul încă din anii 70, de exemplu, când au fost războaiele cu Israelul, anii 60-70, și Siria era un mare importator de armament sovietic.
Statele Unite n-au fost implicate în Siria foarte mult. Prin această retragere, deci, se revine practic la situația anterioară izbucnirii războiului din Siria, cu o diferență semnificativă din punctul meu de vedere. Iranul, care a fost puternic implicat în acest conflict, atât direct cât și indirect prin Hezbollah și prin milițiile șiite aduse din Irak și chiar din Afganistan, din cât se pare, Iranul este mult mai puternic în prezent în Siria decât era în 2012. Dar retragerea SUA din Siria mai înseamnă și alte efecte. În primul rând, efecte imediate pentru Uniunea Europeană. Și, nu în ultimul rând, putem să vedem sau să discutăm, și asta vreau să întreb, Cătălin, în ce măsură această retragere influențează poziția Israelului și în ce măsură acest lucru poate genera anumite probleme. Deci, în primul rând, cu Uniunea Europeană este acea poveste care chiar astăzi a fost readusă în atenția publicului, cea a jihadiștilor capturați de forțele curzilor sirieni, a zis chiar președintele Trump, 800 și ceva de persoane, pe care până acum statele europene, deci este vorba de cetățeni europeni, se pare, pe care statele europene au refuzat să îi primească înapoi, iar americanii au început să exercite presiuni, spunând că dacă europenii nu îi vor primi, vor fi eliberați și vor veni în Europa să facă atentate. Acest lucru, evident, că nu se va întâmpla, nu o să le mai dea nimeni drumul acelor oameni în libertate. O soluție se va găsi. Cineva îi va prelua, aceasta într-un scenariu optimist, pentru că vorbim de un spațiu oriental în care s-au întâmplat foarte multe nenorociri în ultimii ani, așa că nu exclud nici măcar o soluție radicală în cazul lor. Israelul, pe de altă parte, cred că este destul de capabil să își poarte singur de grijă. A arătat în ultimii ani că nu-i place deloc implicarea Iranului în apropierea granițelor sale și a arătat-o fiind destul de activ. Au fost nenumărate operațiuni pe care, bineînțeles, Israelul nici nu le-a confirmat, nici nu le-a infirmat majoritatea, însă sunt clare atacuri ale armatei israeliene împotriva unor poziții ale Hezbollahului și Iranului și împotriva unor rute de aprovizionare pentru Hezbollah, pentru că marele inamic al Israelului în regiune rămâne Hezbollahul. Dacă Israelul își vede atins scopul de a nu avea baze militare iraniene, să spunem, în apropierea granițelor sale, probabil că se va negocia o anumită distanță, nu văd cât de puternic ar putea fi afectată securitatea sa, pentru că, din nou, Siria, chiar și înainte de acest război, nu se putea compara din punct de vedere militar cu Israel. Au trecut însă niște ani în care capacitatea militară a Siriei a scăzut semnificativ, iar cea a Israelului a crescut semnificativ dacă ne gândim numai la achiziționarea de către Israel a escadrilelor de avioane de tipul F-35, care sunt cele mai performante din lume la ora actuală. Chiar de curând a fost un exercițiu în Statele Unite, încă n-au apărut rezultatele, dar se pare că acestea sunt și mai spectaculoase decât la un exercițiu din 2017, în care în confruntări similare rata pierderilor era de 20-1. Cătălin, foarte succint, dacă se poate, crezi că vor exista disensiuni între Rusia și Iran în Siria în viitorul apropiat sau nu? Este posibil să apară astfel de disensiuni, pentru că Rusia și Iranul sunt aliați de conjunctură, dar există foarte multe diferențe între aceste două puteri. Numai dacă vorbim de faptul că pe de o parte avem un regim autoritar laic în cazul Rusiei, iar în cealaltă parte avem o republică islamică, republică care, dincolo de interesele sale strategice, s-ar putea să dorească în continuare, cum a făcut începând din 1979, să-și exporte revoluția. Nu trebuie uitat de asemenea faptul că Rusia are o relație bună cu Israelul. Benjamin Netanyahu s-a întâlnit de câteva ori cu Vladimir Putin, deci acolo se discută în continuare. Nu trebuie să uităm nici deschiderile față de un alt inamic de moarte, ca să spunem așa, al Iranului, Arabia Saudită, astfel încât aceste relații s-ar putea să nu fie chiar atât de calde
pe cât ne-am putea imagina când vedem înțelegerile de moment care se fac la Astana sau în alte zone. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult că ai fost în această seară cu noi. La revedere! Vă mulțumesc și eu, la revedere! Deci eu am vrut să revin la ce a menționat și Cătălin în intervenția dânsului. Este vorba de jihadiștii, de luptătorii care au rămas la statul islamic. Cum credeți acest extremism care este în statul islamic va fi cumva, se va perpetua cumva în alte zone, deci nu doar la Idlib sau poate în altă parte, sau se va termina tot acolo la Idlib și gata, am uitat de statul islamic? Eu cred că dacă americanii cu adevăratul se iese de acolo, cu siguranță armată siriană o să facă față, cel puțin în formula actuală, cu ajutorul cei care reprezintă din Iran sau cei din Rusia. Eu cred că o să facă față, dar problema ceea ce vorbește domnul Trump sau ceea ce este, nu este vorba de acolo sau statul islamic, așa cum spuneam adinaur, nu a fost creată pentru că aici a fost creată conjunctural, a fost creată de către cei care au avut interese și acum ei probabil și-au terminat interesele. Trump asta a luat ca o monedă de schimb în fața europieni, vrea să forțeze neapărat pe europieni. O să accepte ceea ce își dorește el și vedeți că ajunge până acolo unde amenință că o să vă trimit teroriștii acasă la voi. Și trebuie să suportați consecințele. Adică eu am luat, nu pot, are toate instrumentele să facă. O să fac export și o să aveți grijă. Uitați, amenințări. Și atunci eu cred că zona e posibil dacă nu o să fie implicații externe, lumea să vă înțelege. Așa cum spuneam, în Iran noi avem zeci de culturi, zeci de limbi, diferite civilizații, trăim. Eu am copilărit, 20 de ani am fost acolo și știu ce vorbesc. În Siria tot așa, au fost curzi, au fost arabi, au fost de diferite religie. Nu a fost niciodată așa chestie. Până ce nu a existat stadiul respectiv, din păcate, care suntem acum. Și ei vor prin asta o să facă reformare în lumea musulmană și să știți că au reușit într-o mare parte. Pentru că mare parte dintre tineretul din zona musulmană deja, datorită acele războaie care sunt, acele genocideri care s-au întâmplat, acele spații virtuale care acum există, cât de cât gândesc altfel decât generațiile vechi. Adică aici eu cred că ei și-au atins scopul într-un fel. Dar totuși, în ce măsură regimul Assad poate să mai rămână în fruntea acestui stat în momentul în care s-au petrecut atâtea atacuri chimice asupra poporului său, în momentul în care exista o suprimare a opoziției? Totuși, sorgintea acestui conflict este unul de o natură internă, chiar dacă a fost unul conjunctural până la sfârșit. În ce măsură regimul Assad poate miza pe susținerea populației? Știți, trăirile noastre și trăirile oricare regim se datorează multitudine de factori existente. Eu nu trăiesc ca așa, dacă aerul nu-mi permite, nu știu, apă nu o să fie, mâncare nu o să fie. Eu cred că conjunctura actualmente permite lui Assad să trăiască. Dar dacă se vă schimba conjuncturile, cu siguranță, asta înseamnă tot. Se schimbe și acolo și relațiile internaționale și lumea altfel o să vrea. Dar cu siguranță ceea ce depinde viața lui Assad și ceea ce hotărăște viața lui Assad sunt sirienii care sunt acolo. Ceea ce hotărăște soartă politică în Iran, nu sunt eu care sunt. Eu nu am datorie morală să mă implic în politică iraniană, pentru că nu sunt acolo. Poporul care este acolo știe. Dacă e embargo, dacă sunt atâtea sancțiuni, ei suferă. Cei care sunt acolo suferă. Și atunci eu cred că cât poporul de acolo îl menține, sau el menține pe popor, hai punem altfel,
da? Prin diferite mijloace care are. Totuși, majoritatea poporului este împotriva regimului. Da, da, uitați, el menține. Este o, e un fel de... Da, înțeleg. E o discuție așa care poate continua foarte mult. Da, da. El menține de fapt, pe popor. Este cât poate el menține absolut. Voinței. Da, dar da. Noi vom reveni la discuția asta, că este interesantă. Acum însă eu propun să urmărim un alt reportaj. Este vorba de conferința de securitate de la München. Cancelarul german Angela Merkel a pledat pentru dezarmare la conferința de securitate de la München. Ea a precizat că procesul trebuie să include pe ruși, americani, europeni, dar și pe chinezi. Apelul cancelarului german a fost făcut în contextul recentei suspendere a tratatului ruso-american privind interzicerea forțelor nucleare intermediare. Würde ich sagen, diese Abrüstung ist etwas, was uns alle umtreibt und wo wir uns natürlich auch freuen würden, wenn nicht nur zwischen den Vereinigten Staaten von Europa und Russland solche Verhandlungen geführt werden, sondern auch mit China. Ich weiß, dass da viele Vorbehalte gibt, will ja jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber freuen würden wir uns. Consilierul pentru politica externă al Chinei a sugerat însă că țara sa nu are motive să devină în viitor parte a tratatului ruso-american privind interzicerea forțelor nucleare intermediare. We hope that the United States and Russia will be able to come back to the INF treaty. On the other hand, China develops its capabilities strictly according to its defensive needs and doesn't pose a threat to anybody else. So we are opposed to the multilateralization of INF. Nici Rusia și nici Statele Unite nu au dat la München vreun semn privind intenția lor de a reveni la respectarea tratatului. În aceste condiții, mai mulți lideri europeni și-au exprimat îngrijorarea față de începutul unei noi curse a înarmării. În discursul său, președintele României, Klaus Iohannis, a pledat pentru îmbinarea rolului pe care îl are NATO în apărarea colectivă cu abordarea integratoare a Uniunii Europene în gestionarea crizelor. El s-a referit în special la pericolul pe care îl reprezintă Rusia pentru țările de la granița estică a Uniunii Europene și NATO. Romania firmly supports an improved cohesion on the eastern flank between its northern and southern parts. Indeed, the Black Sea region, where the security environment is increasingly challenged, as we have seen recently. După anunțul Statelor Unite de a se retrage din tratatul privind forțele nucleare intermediare, Moscova a avertizat că țările estice ale Uniunii Europene vor deveni primele ținte ale rachetelor rusești. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au început pe 2 februarie un proces de 6 luni de ieșire din tratat, acuzând Rusia că l-a încălcat dislocând noi rachete de croazieră interzise. Moscova a respins acuzațiile și a promis să abandoneze și ea tratatul ruso-american semnat în 1987. Documentul interzice fabricarea rachetelor de croazieră lansate de la sol cu rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5500 de kilometri. Eu vreau să revin, domnule Mohamed, de fapt, la ceea ce a spus dumneavoastră anterior, despre faptul că există un context internațional și actori care influențează foarte mult anumite, știu eu, anumite evoluții regionale, dacă ne referim la Orientul Apropiat, la Orientul Mijlociu. Fac legătura și cu această conferință de la München care s-a produs. Cum credeți, până la urmă, care este acest echilibru între actori, cum a spus dumneavoastră la început emisiunii, de rangul 2, care vor să fie lideri la nivel regional, și actorii din nivel global? Cum funcționează acest raport și cum credeți dumneavoastră că pe viitor va fi determinată evoluția de securitate globală? Cineva se va întări, cineva va scădea din putere? Cum se va întâmpla în lumina acestei conferințe? Care... Ceea ce văd eu este scăderea americani, dacă ați observat, sau ce au anunțat cel puțin presa internațională. Vicepreședintele statelor Pence a venit și nimeni, măcar nici nu a dat, dar a venit Joe Biden. Da. Și toată lumea s-a ridicat de picioare. S-a aplaudat. E un semn foarte mare. Americanii și-au pus scopul, vă dați seama, asta e extrem de grav la nivel diplomației, știți foarte bine. Vicepreședintele Statelor Unite vine și chiar roagă, noi vă rugăm o să ieșiți din acordul nuclear, și vine Angela Merkel, vine Federica Mogherini, că acordul nuclear cu Iran rămâne așa cum a fost. Legat de viitor, eu cred că Uniunea Europeană
dacă merge în contextul cum merge, cel puțin dacă nu depășească la nivel de oferire o securitate internațională Statele Unite, rămâne măcar la nivelul Statele Unite. Pe partea cealaltă, Rusia nu cred dacă Uniunea Europeană o să meargă cu o politică consecventă legat de acele țări care vorbeam, de mâna a doua, într-un fel, în regionale. Eu vreau să spun că va rămâne adolescent. Nu. Va crește? Rusia. Da, Rusia. Da, nu, Rusia va rămâne. Va rămâne în adolescențime în caz că Uniunii Europene o să știe să aleagă bine acei combatanți într-un fel regional. Aha. Și atunci, dacă o să reușească să menține relațiile cu Iran, pe de altă parte, relații inclusiv cu țările arabe, să nu se creeze disensiuni respectiv, în alte zone, eu cred că americanii nu o să aibă nicio șansă și o să cedeze și cel puțin vor accepta și pe Uniunii Europene ca un factor influent și important în securitate internațională și factor de putere. Foarte interesant ce spuneți și urmărind această conferință, mi-e vine câteva concluzii care într-un fel se pliază pe discuția noastră. În primul rând, eu vedem două Americi la această conferință. Da. America lui Trump, reprezentată de Pence, și pe de altă parte America lui Joe Biden și Pelosi, care într-un fel oferă o perspectivă. O China care nu caută neapărat să fie să se înscrie în această luptă globală. Probabil pentru China această incertitudine creează anumite oportunități pe care le explorează pentru a-și crește influența. Rusie, care este una continuă să fie iute și abilă să utilizeze aceste sensibilități la nivel internațional pentru a-și consolida influența și la nivel global și la nivelul regiunilor. Uniunea Europeană, care într-un fel cade pe un plan secund din cauza problemelor interne și, după mine, important este și faptul că România acum, într-un fel, reprezentată de președintele Iohannis, s-a prezentat nu doar ca președinte a Consiliului Uniunii Europene, dar a încercat să exploreze această triadă de relații strategică SUA, Uniunea Europeană și NATO, care, de fapt, rămâne cea de dimensiune mai stabilă. Eu cred că mențiunea domnului Iohannis în acest context este o notă foarte bună și potrivită ca să încheiem emisiunea noastră, pentru că am ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sperăm să vă vedem și cu altă ocazie. Iar acum, dragi telespectatori, vă propun să urmăriți ce s-a mai întâmplat pe Mapa Mond în săptămâna curentă. Premierul britanic Theresa May a anunțat că vrea să discute cu toți liderii europeni depășirea blocajului privind Brexitul. May a făcut anunțul după ce parlamentarii britanici au respins o moțiune de susținere a eforturilor premierului de a obține modificări la acordul de Brexit. Uniunea Europeană va impune sancțiuni unor cetățeni ruși acuzați de sechestrarea a 3 nave ucrainene și a echipajelor acestora în Marea Neagră. Sancțiunile prevăd interdicții de intrare în Uniunea Europeană și înghețarea conturilor bancare. Țările Uniunii Europene și Parlamentul European au convenit asupra unui acord provizoriu care permite continuarea construcției gazoductului Nord Stream 2. Potrivit înțelegerii, proiectul urmează a fi supravegheat de Uniunea Europeană. Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez a anunțat vineri convocarea de alegeri legislative anticipate pentru data de 28 aprilie. Sánchez nu a reușit să mențină fragila majoritate formată din socialiști, stânga radicală, Podemos, separatiștii catalani și naționaliștii basci. Mii de oameni au protestat sâmbătă în capitala Muntenegrului Podgorița, cerând demisia președintelui Milo Djukanovic și a guvernului său. Învinuit de corupție, Djukanovic, Partidul Democrat al Socialiștilor, conduc Muntenegrul de aproape 3 decenii, asigurându-i separarea pașnică de Serbia în 2006 și aderarea la NATO în 2017. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va declara stare de urgență națională pentru a putea construi zidul de la granița cu Mexicul. Trump speră că, declarând stare de urgență, poate atrage fonduri ocolind Congresul care se opune proiectului său. O delegație a Parlamentului European a sosit azi în capitala Venezuelei, Caracas, pentru mai multe întâlniri, inclusiv cu președintele Parlamentului, Juan Guaido. El a fost recunoscut ca președinte interimar de aproximativ 50 de state.